O nouă tranșă suplimentară de aproximativ 95 de milioane de dolari a fost aprobată pentru Republica Moldova de Consiliul de Directori Executivi al Fondului Monetar Internațional. Decizia a fost luată după cea de-a patra evaluare a programului de asistență susținut prin mecanismul extins de creditare și mecanismul de finanțare extinsă. De asemenea, FMI a aprobat un nou program, mecanismul de creditare pentru reziliență și durabilitate, în valoare de aproximativ 173 de milioane de dolari pentru a consolida reziliența țării noastre la schimbările climatice și sprijinirea reformelor în sectorul energetic. Potrivit FMI, Republica Moldova continuă să se confrunte cu provocări persistente, iar politica bugetar-fiscală trebuie să se concentreze în continuare pe atenuarea impactului crizelor multiple, sprijinirea redresării economice și avansarea reformelor pe termen lung. Directorii executivi au apreciat pozitiv reformele recente pentru consolidarea guvernanței, combaterea corupției la nivel înalt și fortificarea statului de drept.